Azi, compania de apă s-a deplasat în teren la blocul G3 de pe strada Calea Victoriei 128 din Turda pentru a mai face o sistare de apă cu demontare de contor de pe branșament de pe domeniul public. În blocul G3, din 80 de apartamente existente, 63 de apartamente au contracte de separare la apă, ceea ce înseamnă că bunii platnici beneficiază în continuare de serviciul de apă potabilă, pe când cei care nu și-au plătit acest serviciu le-a fost sistat începând cu data de astăzi, până la plata serviciului de apă potabilă către compania de apă Arieș.